Aproape de ora 21, echipa Juzumurde este solicitată pe strada Banu Manta. S-a anunțat că o femeie de 88 de ani a suferit un accident vascular cerebral. Mai pe înțelesul nostru, un vas care furnizează sânge la nivelul creierului s-a spart sau este blocat de un chiar sangvin. În 4 minute, ambulanțele roșii ajung la caz. Pompierii salvatori se aflau deja la adresă și încercau să stabilizeze starea pacientei. Cazul este destul de complicat, mai ales că pacienta suferă și de diabet, de mai bine de 20 de ani. Doctorul Smurt, Bogdan Aicănătoaie, încearcă să afle ce s-a întâmplat cu femeia și solicită actele medicale. Orice informație referitoare la starea de sănătate a bolnavei este foarte importantă. Oamenii roșu au reușit să salveze viața femeii. Acum se va putea primi ajutor de specialitate la spital și, cel mai probabil, se va prescrie un alt tratament pentru boala de care suferă.